protecția consumatorului a închis pe bandă rulantă supermarketuri în ultimele luni pentru nereguli grave. Este vorba atât despre faptul că erau scoase la vânzare produse expirate, cât și despre modul în care acestea erau depozitate, în vitrine insalubre sau la temperaturi necorespunzătoare. Conform phonline.ro, Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, a dezvăluit la Antena 3 care sunt cele mai grave probleme descoperite de inspectori în magazinele din România. Suntem consternați de faptul că suntem singurii care evaluează rafturile asistate în sens al temperaturii din magazine. Acestea reușesc să rămână în magazinele din România peste durata imaginată de producător, ajungând undeva la 13-14 ani, cu toate că ar trebui înlocuite undeva la 7 ani. De asemenea, vorbim despre o carență de personal, lucru cu care toate industriile se confruntă astăzi, dar asta nu scuză lipsa de igienă. Continuăm cu fructele și legumele. Suntem tratați ca pelicanii Europei, nu primim bunuri de aceeași calitate a concetățenilor Europei din vestul acesteia. Este vorba despre un dublu standard la care suntem tratați de unii retaileri, nu cu referire exclusiv la produse. Unul dintre importatorii și distribuitorii principali de legume, fructe, primește aceste produse de calitate a doua, le reetichetează cu calitatea întâi și le trimite magazinelor. De asemenea, modul în care sunt depozitate alimentele chiar în spațiile ce ar trebui să fie sigure pentru acestea, constatăm că nu s-au mai făcut renovări de ani de zile. A precizat la Antena 3 Horia Constantinescu, relatează phonline.ro.